A venit momentul pentru rubrica Anatomia Relațiilor și acum o să punem lupa așa pe relațiile de după despărțire, după divorț, pentru că s-a observat așa o tendință, acum o să stăm și o să dezbatem, bineînțeles, acest subiect, cum că am vrea să ne orientăm spre parteneri cu vârste diferite de fostul sau fosta parteneră. Uite cum bărbații se orientează spre femei mai tinere, poate cine știe și doamnele se orientează spre bărbați mai mari ca vârstă, dar o să vedem la ce concluzie ajungem astăzi cu Gabriela Saolea, coach. Bine te-am găsit, Gabi. Bine v-am regăsit. Hai să vedem ce se întâmplă după divorț, după despărțire, când ne reconstruim așa ca un puzzle și începem să căutăm. Și ne uităm în alte tabere, ca până atunci. Dacă ne gândim la cei care divorțează, ne imaginăm undeva în jur de 40 de ani. Cam pe aici e rata în care îi vom găsi cel mai mult pe cei care divorțează, pentru că sunt la 10-15 ani de la căsnicia care a avut loc poate la 25-30. Deci 40-45 și acum sunt din nou liber și pot să-mi aleg un partener așa cum îmi doresc. Cum îmi-l aleg și ce să mă atragă? Ce spun participantele în seminariile mele este că, sigur, bărbații toți caută femei mai tinere, mai ales cele care au fost înșelate eventual cu o femeie mai tânără, au rămas cu ideea că bărbații, în general, caută femei mai tinere. Poate fi adevărat, însă nu este general valabil. Și am discutat și cu ele și vreau să pun un pic lupa pe ce caută, de fapt, bărbatul atunci când alege o femeie mai tânără. Exact, chiar să aflăm ce anume. Sunt câteva motive pentru care un bărbat alege o femeie mai tânără. Primul motiv și cel de care se plâng participantele mele, s-ar putea ca acest bărbat să nu fie matur emoțional și în această imaturitate o femeie mai tânără pentru el să fie trofeu. Și atunci, în competiție cu alți bărbați, pentru că un bărbat care nu e atât de matur emoțional va fi în competiție cu alți bărbați. Și atunci când va veni la braț cu o domnișoară mai tânără, cumva va fi apreciat, ia uite ce a reușit el. Deci ăsta ar putea fi un motiv. Un al doilea motiv este faptul că bărbații caută tinerețea, dar nu neapărat tinerețea din buletin. Când mă gândesc la tinerețea unei femei, mă refer la acel chef de viață pe care îl avem noi atunci când ne căsătorim, când suntem la început de drum și pe care pe parcurs ne putem pierde. Pentru că ne luăm cu, știu, rolul de mamă, cu responsabilitățile de serviciu, cu știu câte alte sunt. Și s-ar putea ca o femeie la 40 de ani să, și multe dintre participantele văd în felul acesta, să fie obosită, acea oboseală cronică de care am mai vorbit, pentru că le-am luat pe toate pe umerii noștri. Așa am fost educate că trebuie să le ducem noi în spate pe toate. Și atunci bărbatul de lângă noi se trezește cu o femeie care nu mai are acel chef de joacă, acel zbâc, joacă de vivră, da. Acea dorință de a face lucruri, da. Orice, de la călătorie, la a face brosind dormitor. Acela, da. Își pierde entuziasmul acela specific tinereți. Exact. Și atunci va căuta o altă femeie. Am văzut bărbați care au găsit o altă femeie, mai mare decât soția, dar care n-a avut experiențe negative de-a lungul vieții, poate n-a avut niciun partener stabil până atunci și a și-a păstrat acea, știu, inocență și atunci a fost interesantă pentru acest bărbat. Deci, pentru cele care credem că bărbatul caută femeia tânără în buletin, unii dintre ei caută acea bucurie a vieții, pe care dacă tu poți să o aduci din nou în relație, este ca și cum ți-ai făcut un lifting emoțional. Dar vreau să întreb dacă bărbații se orientează și spre aceste femei mai tinere prin prisma faptului că, să zicem că ele sunt mai ușor de gestionat decât o femeie mai trecută prin viață, să zic așa. Și al treilea motiv. Da, mai găsim motive, da. Pentru că am zis că sunt două, trei motive. Deci un motiv ar fi imaturitatea emoțională, da. Și atunci femeia mai tânără este trofeul. Al treilea motiv este că bărbatul are nevoie de acea bucurie pe care o femeie tânără o aduce. Și al treilea motiv este că, într-adevăr, multe dintre noi, datorită toate responsabilităților și apelul în care am fost crescute, am intrat foarte mult în energie masculină. Știm noi cum se fac lucrurile și educăm și pe bărbații noștri cum trebuie să le facă. Și știm foarte bine că unui bărbat îi place orice, dar să fie educat și criticat. Cicălit nu, da. O femeie tânără încă nu și-a format această abilitate de a cicăli. Și încă la începuturi, așa. Încă la început și atunci o ia și o găsești așa, poate un pic inocentă. Da, cu ochii mari, așa. Cu ochii mari, mai ales că el vine dintr-o zonă de maturitate, vine cu o stabilitate emoțională, ea caută aceste lucruri și atunci e un cuplu care se sudează foarte frumos. Și mai e, uite, mai că mai găsim un motiv. Poate simt nevoia și să omuleze așa după propriul plac, mă gândesc. E
intră cumva aici, faptul că ea nu îl cicălește să-l schimbe pe el, ci e ea mai bine cu niște simplu... sfaturi de viață, așa, uite, îi zice, draga mea, aici se face așa, sau uite, îți recomand să faci așa, da, să... ea îl privește ca pe un mentor, ca poate. Ca pe un mentor, sigur. Ideea e că atunci când intrăm în relație, la o, să spunem, la aceeași vârstă, se spune așa, femeia se gândește, după ce o să mă căsătoresc, o să-l schimb eu. Bărbatul se gândește, sper ca ea să nu se schimbe niciodată. Din nefericire, ea nu reușește să se schimbe. În schimb, ea se schimbă și nu mai e cea de la care s-a căsătorit. Și da, bărbatul și-ar dori să aibă o soție care măcar să nu încerce să-l schimbe. Să-l accepte și să-l aprecieze așa cum e. Și atunci, sigur că o femeie mai tânără poate să-i acopere această nevoie. Acum mai există și partea cealaltă, în care femeile se întâlnesc cu bărbați mai tineri. Și când mă refer mai tineri, nu mă refer la minus 3-4 ani, mă refer la minus 15 ani. Mai ales că vorbim, am zis, de aceste femei la 40-45 de ani, ieșite dintr-o relație și care se gândesc că ar vrea să iasă din nou să cunoască bărbați. Și pun un profil pe un site de dating și se trezesc asaltate de bărbați mult mai tineri. Și vin și îmi povestesc, nu știu ce se întâmplă, dar ăștia sunt bărbații care mă caută. Și sigur că am investigat, pentru că eram curioasă să vedem ce se, problema, da. Ce se întâmplă, de da. Ce caută bărbații acest lucru. Pentru că sunt bărbați care au nevoie de maturitatea femeii. Au nevoie cumva să fie motivați, susținuți de o femeie mai mare, mai matură. Nu știu dacă ei se gândesc la această relație ca fiind o relație de căsătorie pe termen lung, însă pe perioade scurte de timp își doresc astfel de relații pentru că ei în felul ăsta cresc. Iar dacă femeia nu își dorește și ea, nu are nimic de pierdut și spune așa o perioadă să petrec lângă un bărbat mult mai tânăr, poate fi un schimb potrivit de energie. Dar pe o perioadă lungă, de exemplu, crezi că au succes relațiile acestea de, nu știu, femei mai în vârstă cu bărbați mai tineri sau invers, bărbați mai în vârstă cu femei mai tinere? Avem exemple celebre de cupluri care au rezistat, avem și exemple de cupluri care n-au rezistat. Acum, dacă e să ne uităm în afară de situațiile concrete pe care le-am povestit, ce se întâmplă de fapt acolo când un bărbat sau o femeie de anumită vârstă alege un partener cu o vârstă și o diferență, zic, de o generație? Adică nu mă refer 5 ani, ci 15 ani, 15, 20 de ani. Am văzut și diferență de 40 de ani, dar să spunem, hai să ne referim la 15-20 de ani. Aici o diferență pe care o poți întâlni. Ideea e că persoana care este mai matură vine cu niște lucruri pe care celălalt le caută. Și aceste lucruri nu sunt doar, mulți spun, sugar daddy, să mai numesc. Lăsăm partea financiară la o parte, da. Poate că sunt și persoane care se bucură că cineva le asigură un confort financiar. Da, da. Nu excludem asta. Însă, dincolo de faptul că persoana mai matură are deja avantajul că a rezolvat niște lucruri în viață. Poate are o carieră, poate că și-a pus lucrurile la punct, are o casă, deci nu mai este în perioada aia în care construiește un business, e așezat și are acum răgazul să se ocupe de relație și atunci vine cu această contribuție, cu dorința de a fi în relație. Față de momentul când ești, la 25, 30, 35 de ani, când ești foarte concentrat să-mi iasă business, nu mai am timp de altceva, de data asta partenerul meu este în relație. Și atunci mă interesează aspectul ăsta. Un alt aspect la un partener matur este legat de maturitatea emoțională. Eu s-ar putea să fiu, dar să spunem că sunt femeie și sunt mai tânără. Poate sunt anxioasă, poate mai am diverse stări, pentru că e vârsta și nesiguranțe sunt nesiguranțe și toate lucrurile astea. Și vine un bărbat care este stâncă și cumva mi-asigură acest confort emoțional. Deci, practic, dincolo de siguranța financiară, de faptul că e prezent în relație, vine și cu această maturitate emoțională care mă susține. Deci, practic, mă hrănesc din foarte multe părți eu ca femeie. La rândul lui bărbatul, și chiar am în minte acum un model care s-a creat în comunitatea mea, e o femeie exact pe modelul ăsta, un pic anxioasă, un pic agitată, preocupată. El, un bărbat matur, ieșit dintr-o relație lungă, s-au cuplat și ea s-a așezat și o văd mult mai da, bine, da. Iar el mi-a spus că atâta bucurie de viață, el nu-și mai aduce aminte să fi trăit, pentru că fata asta a venit cu toată energia asta pe care... Și-au umplut acest cuplu. Deci, da. Practic, ei doi au făcut acest schimb de energie care a fost benefic pentru oameni. Pentru oameni, da. Bine, și să menționăm un lucru foarte important, că nu neapărat vârsta îți arată maturitatea emoțională. Și aici e un alt aspect, pentru că maturitatea emoțională poate să existe la 18 ani și poate să nu existe la 80 de ani.
sau să fie la o vârstă emoțională mică. Și eu constat foarte mult în grupurile mele când facem acest test al maturității emoționale și oricine poate să-l caute, să facă testul Friedman, pentru că aici poți să vezi ce notă, ce scor ai tu azi la maturitatea emoțională și poți să constați bărbații cu funcții, cu poziții la 50 de ani, care în condiții de stres, în condiții de criză, se comportă ca niște băieței de 8-9 ani. Și la același lucru și la femei. Și atunci, dacă tu ești o femeie, să spunem, la 25 de ani, dar care poate viața, poate lucrurile te-au făcut să ai o maturitate emoțională bună, să fii crescut, și să numești un bărbat care și el e acolo, să faceți un cuplu foarte așezat și să aveți valori comune și să aveți un viitor comun. Sigur, pot să apară discuții legate de cum veți evolua în alte aspecte ale vieții. Dar pe partea asta de maturitate emoțională e foarte posibil să găsim un partener mai mare pe același nivel. Și ca să fie acolo la același nivel. Îți mulțumim tare mult, Gabi. A fost o plăcere foarte frumoasă, ca de obicei, să discutăm. Și vreau să mai povestim, da, și data viitoare, tot aici, la Anatomia Relațiilor. Subiecte noi.